Asta pare că are orez deasupra, jur, sau ceva care seamănă cu orezul sau cu semințele de susan. Sunt foarte curioasă ce sunt chestiile astea și dacă pot să-mi dau seama. Dacă te joci așa cu ei, zici că mișcă, jur. Vedeți? Fix așa. Cârnații cu cannabis. Au un gust de plante aromatice. Și acum ar fi mișto să fiu de-aia. Și să râd așa de mentă jumătate de oră. Nu, nu e cazul. Ori există oameni în lumea asta care beau bere, se uită la meci și mănâncă greieri? Ok, au și aripi și tot ce le trebuie, dacă vedeți. Creepy! Ca un deget de mumie, dacă n-ai ști ce e, jur, zici că e ceva mort de foarte mult timp și deshidratat. Ce Dumnezeu e asta? What? Și eu sunt convinsă că atunci când sunt proaspeți și vii, sunt foarte suculenți. Cred că zici că mișcă, jur. Deci e... De să mănânc asta, pe bune? Că eu sunt curajoasă așa, dar... O să mănânc coada, nu cred că îl mănânc pe tot, că are gust de vodcă, dar... Vezi care picioare? Voi știți că există vodcă cu scorpion în ea și mescal cu vierme? Ei bine, dacă nu știați, le avem astăzi alături de noi pentru că eu am de gând să testez o grămadă de ciudățenii. Pe lângă chestiile astea care sunt în alcool, mai avem și lăcuste deshidratate, greieri și mai sunt alte chestii care nu mișcă, dar arată de parcă ar mișca. Dacă vreți să mă vedeți mâncând toate lucrurile astea, vă sugerez să urmăriți în continuare clipul. O să încep cu chestiile mai inofensive. Avem aici salam cu carne de struț și salam cu carne de bizon, fără euri, în cazul în care vă întrebați. Și sunt produse în România chiar. N-am mai mâncat până acum. Ia să vedem. Asta pare că are orez deasupra, jur, sau ceva care seamănă cu orezul sau cu semințele de susan. Sunt foarte curioasă ce sunt chestiile astea și dacă pot să-mi dau seama. Deci, bizon și struț. Ia să vedem. Am să încep cu acesta de struț. Și da, ăsta de deasupra, cred că e susan. Da, susan și ceva ardei. Ia să tai și din cel de bizon, să vedem cum arată prin comparație felia. Asta vedeți că are o crustă mai interesantă, cu mai multe elemente. Textura este destul de similară, sunt cu carnea amărunțită foarte bine și nu sunt salamuri uscate, sunt destul de umede. Hai să vedem de struț. E bun. Da, nu ți dai seama că e de pasăre, dacă nu ai ști că e de struț. Nu e foarte puternic în arome. Și e cumva afumat așa, din nou aromă. Interesant. Și acesta de bizon. Să fiți sinceri, să-mi spuneți dacă voi știți cum arată un bizon așa, repede, repede, dacă vă puteți imagina un bizon. Mă întreb dacă crezi că în România bizoni, adică oamenii și au ferme de bizoni care fac salamă? Cine știe. Asta este mult mai crud, cumva, mai moale. Și simți cel mai mult condimentele astea de la exterior. Sunt bune. Dar, sincer, să fiu cu voi, mi-ar trebui cumpărate așa ca și curiozitate. Pentru că sunt 100% sigură, nu le-am cumpărat eu. Sunt 100% sigură că sunt mult mai scumpe decât na, salam obișnuit, pentru că sunt făcute din ingrediente așa speciale. Dar, na, gustul mie nu mi se pare unul absolut remarcabil cât să merite să dai banii, dar pentru un experiment așa, o chestie de fun, merită. O să încerc acum canabif, adică cârnații cu cannabis, care așa arată. Miros un pic a plante. Voi așa o mirosi cannabisul? N-am de unde să știu. Ia să vedem. Sunt legali în țara din care au fost cumpărați. Nu știu sigur care e povestea la noi, dar să știți că i-am cumpărat în mod legal. Au un gust de plante aromatice. Și acum ar fi mișto să fiu de-aia. Și să râd așa de mentă jumătate de oră. Nu, nu e cazul. Da. Cârnați cu gust de oregano, dacă mă întrebați pe mine. Nu m-a apucat să isteric încă. Mai vedem spre sfârșitul clipului. Bine, în apărarea lor au doar 10% hanf, să luați din Olanda. Deci nu cred, cred că trebuie să mănânci așa
vreo 3 kg de cârnează așa, dacă vrei neapărat, da. Da. Interesant oricum. Să vedem acum carne de crab. Crab meat la Comtesse, sincer, nu știu unde e făcută, dar făcută în Indonezia. Mie îmi plac super mult fructele de mare. Sunt curioasă cum e, chiar n-am mâncat niciodată carne de crab, mai ales la conservă. Wow, ce ciudat arată. Și este ambalat cumva. Într-o chestie. Probabil că făcută să țină carnea asta în zeamă. Pare interesant, miroase a raci, creveți, ceva de genul. E ok. Are gust de mare, așa. Sincer, nu știu dacă merită să cumpere așa ceva, pentru că, da, aduce a ceva ce a fost proaspăt la un moment dat, dar gustul este mult diminuat din cauza saramorii. Dar e carne de crab. Speram să fie ceva mai aproape de crabul proaspăt, pentru că mi se plac super mult fructele de mare. Nu e foarte apropiat, dar așa, ca experiență e interesant. Vedem acum usturoiul negru. Din ăsta n-am mâncat niciodată. Voi știți ce este usturoiul negru? Este o delicatesă, din ce știu eu. N-am mai mâncat până acum. Dacă voi știți cum se mănâncă ăsta, să-mi spuneți și mie sau la ce se folosește. Și așa arată. E un usturoi care, din câte știu eu, se obține printr-un proces de maturare cumva și păstrare în anumite condiții. I-am desfăcut primul strat și vedeți că e ceva foarte deshidratat la mijloc. Și așa arată miezul. Zici că e ca un deget de mumie. Dacă n-ai ști ce e, jur, zici că e ceva mort de foarte mult timp și deshidratat. Miroase usturoi copt, dacă știți cum miroase usturoi copt, dar arată bizarul de toate, că te uiți la chestia asta care este neagră, tăciune și știi că ar fi trebuit să fie albă. Și în mod bizar este cumva dulce. Îți aduce un pic a usturoi, pentru că știi că e usturoi. E amar ca și când ar fi fost un pic ars. Ce Dumnezeu e asta? What? E ca un fel de caramea cu gust de usturoi ars. Ce e asta? La ce se folosește? De ce există așa ceva pe piață? Să-mi spuneți și mie dacă voi știți și dacă ați mâncat așa ceva. Prefer carnea de crab. Asta e un drum roll foarte lame, dar drum roll pentru că urmează să mănânc insecte. Da, ați auzit, urmează să mănânc insecte. Avem 4 tipuri de insecte plus niște chestii murate în alcool. Avem aici niște viermișori simpatici. Ia să vedem ce scrie pe ei. Buffaloes. Nimic, buffaloes. Bogați în proteine, vedeți, sunt... Dacă te joci așa cu ei, zici că mișcă, jur, vedeți? Fix așa pare. Hai să vedem și dimensiuni. Ăștia sunt micuți, micuți. Sunt super bogați în proteine. Ăștia, oamenii zic că ar putea să fie hrana viitorului dacă ne mulțim așa super mult timp. Ok. Ăștia sunt greieri. Cumva, cred că prefer viermișorii. Ok, au și aripi și tot ce le trebuie, dacă vedeți. Creepy! Deci ăștia sunt greierii și zice aici pe pachet că sunt plini de proteine și au ceva grăsimi sănătoase și vitamine și poți să-i amesteci cumva cu sos de soia și să-i pui la cuptor pentru 10 minute la 180 de grade și după aia să-i mănânci. Nu o să-i gătim chiar acum, o să-i mâncăm așa deshidratați cum sunt ei. Ok, tot de aici mai avem ăștia, care se numesc mealworms. Nu știu exact cum se numesc în română, dar știu că am făcut o perioadă documentare pentru că găinile mănâncă așa ceva, dacă reușești să le faci. Se face cumva un strat de chestii descompuse, de compost, de așa mai departe, în care tu plantezi vierbeștea când sunt vii și ei se tot înmulțesc și după aia dai la găini și găinile sunt fericite pentru că au multe proteine. Nu m-am apucat de făcut fermă de viermi, dar nu e niciodată prea târziu. Ok, ăștia sunt ceva mai mari decât ceilalți și arată la fel de interesant. Zice că au multe proteine și fier și că putem să-i facem la cuptor la 160 de grade pe ăștia cu usturoi granulat și să-i pui în supă sau în salată. Ce ziceți? E ca atunci când găsești vermișori în salată, cumva, să nu-i mai aruncăm. Și asta este cea mai interesantă. Sunt lăcuste.
Și sunt gigantice. Cred că zici că mișcă, jur. Deci e... De să mănânc asta, pe bune? Că eu sunt curajos așa, dar... Really? Uite, asta are aripile și mai mari, jur. Și are și ochii, nu știu dacă se vede, dar are ochi. Da. A fost ideal Maria în clipul ăsta. În fine. Stați un pic că s-a zbătut o lăcustă aici, așa fugit, hai să o punem. Ia, poate pot să le pun așa soldățește. Uite, asta are și picior. Uite, are un picior săracu. Aveți o sugestie cu ce insectă de asta uscată de hidratată să încep? Nu? O să aleg eu. O să încep cu viermișorii ăștia mici de aici. Ca să mă obișnuiesc cumva cu textura întâi. Uitați ce mănânc. Dacă ar mai pomeni de așa ceva. Și sincer, n-au gust de nimic, atât de mici încât nici că mănânci semințe sau ceva mic și crocant și gol la mijloc. Și au gust cumva de alune, arahid, de ceva la modul ăsta, nu sunt răi, sunt relativ ok. Am prins un pic de curaj. Ori există oameni în lumea asta care beau bere, se uită la meci și mănâncă greieri? Cine știe? Bun. Hai să vedem greierii. Să mai mari un pic. Dați în gură la mijloc, zici că mănânci pufuleți. Ăștia culme e că au gustul mai bun. Mai puțin intens ca aromă și mai crocanți, adică simți că mănânci ceva mai mult decât niște limbrici. Și aduc mai multe semințe. Mai avem acum mealworms ăștia care sunt mai mari decât ăilalți. Și nu de mirare că găinilor le plac pentru că sunt măricei și sunt convinsă că atunci când sunt proaspeți și vii sunt foarte suculenți. Ia să vedem. Uite, e 100% un vierme, adică nu există nicio îndoială, chiar este vierme. Are piciorușe. Cumva toate lucrurile astea au un gust așa de alune rângede, din păcate, pentru gustul meu needucat între ale viermilor uscați. Cam asta-ți vine, că ca și când ar fi rângede, dar le sunt crocante și uscate, că nu... Vezi care picioare? Nu știu dacă v-ați dat seama despre mine, dar eu am stomacul destul de tare, mănânc orice în afară de măsline, inclusiv viermi uscați. Sper să nu vă dezguste prea tare clipul ăsta, mie mi se pare interesant. Ei bine, dacă până acum am fost ok, chestia asta nu mi se pare interesantă pentru că are aripi. Deci nu știu de ce ideea de aripi mă scârbește un pic, dar o să fac pentru voi ce nu fac eu, mănânc orice se află sub aripi. Ia uitați aici. Și Marian mi-a un pic și vomit aici, era ideea că am disecat o lăcustă uscată. Și ca să vedeți ce mănânc. E mațe de lăcustă! Mațe de lăcustă! Hai să... O să mănânc una întreagă totuși. O mănânc pe asta care are un picior. Sper că nu o să mă acuzați totuși de cruzime împotriva animalelor. Mă, simți că mănânci ceva la asta, față de viermele la mic, mic, mic. E cumva dulceagă. Bine, zici că mănânci molii uscate, când de esența asta mănânci. Pe gust de molie uscată are, dar simți așa o chestie dulce. De ce mănâncă oamenii ăștia ceva, jur? Adică le mănânc, după cum puteți vedea, nu mi-am borât mațele aici, dar de ce mânca așa ceva? Au gust de molie rângede. Credeți că ar trebui să fac un top, să vă prezint concluziile mele despre cele mai bune insecte pe care puteți să le mâncați? Cred că greierii și mealworms ăștia doi mi se par cei mai ok. Ăștia sunt mult prea mici ca să zici că mănânci ceva și merită efortul să-i adun în cutie. Asta e mult prea molie uscată și are aripile astea și așa. Ăștia sunt mai light ca gust și ar merge, dar nu mai mănânc așa ceva vreodată, sincer. Adică nu merită să mănânci insecte uscate și să dai banii pe ele. Da, nu. Da, eu am terminat cu mâncatul ăstora.
Cine vrea să mai experimenteze, mai avem, după cum vedeți, atât de multe insecte din astea. Dacă vreți să vă dau, ne putem întâlni, vă dau din viermii mei să gustați și voi, să nu ziceți că n-ați gustat niciodată în viața voastră viermi, că jur că n-are să dați banii pe ei dacă o să mâncați doar doi viermișori din ăștia. Deci cine vrea să mânce insecte, să-mi scrie în comentarii. Acum că am terminat de mâncat insecte, să trecem la lucruri mai serioase și mai tari, aproximativ 40% tărie. Avem aici vodka și mescal, vodka cu scorpion, mescal cu vierme, gusano rojo. Clipul ăsta, în esență, nu este despre mescal sau despre vodka, este despre insectele care se găsesc în interiorul acestor sticle. Nu promovăm în clipul ăsta consumul de alcool, care oricum ar trebui să fie făcut cu moderație. Se cresc scorpioni speciali pentru vodka asta, nu sunt scorpioni sălbatici și toxinele care formează veninul din interiorul scorpionului sunt înlăturate cumva printr-un proces special, deci este 100% safe să mănânci scorpionul din interiorul sticlei de vodka. Iar despre viermele ăsta pot să vă spun că este vierme gusano rojo, care crește cumva în interiorul mescalului, din care se face mescalul, ceva de genul ăsta. Puteți să căutați și voi pe net. Este produs în Oaxaca, Mexico. Și asta este special la varianta asta de mescal, că are acest vierme în ea. Noi o să golim sticlele pentru a ajunge la insecte, nu în modalitatea aia la care vă gândiți voi. O să le golim frumos într-o carafă pentru a ajunge la insecte. Bineînțeles, tot amuzamentul și ideea din spatele insectelor ambalate așa este că bei sticla de vodka și pe aia mănânci scorpionul, dar noi o să facem lucrurile un pic altfel astăzi. Sunt curioasă acum dacă scorpionul este din sticlă de bunăvoie. Credeți că există ruși care se uită la noi și se bucură de cât de mult curge vodka din sticla asta? Păi că e, mi-a rămas să clătesc că scorpionul a rămas la fundul sticlei. Și insistă să rămână la fundul sticlei. Și acum... Aha! Am scos scorpionul de sticlă. Ce frumos arată el mititelul. Ia uite. Zici că e viu. Mă rog, e un pic burtan sus, dar zici că e viu. Deci ăsta este scorpionul din vodka. Duhneștea vodka. Eu nu sunt o mare fan a acestei băuturi spiritoase, mai ales simplă. Dar așa arată el acum. E destul de tare. O să mănânc coada, nu cred că îl mănânc pe tot că are gust de vodka, dar o să mănânc un pic din coadă. Gust de vodka și rește tare. Și greu de mestecat. Și haideți să vedem acum și viermele din mescal. Uleu, ăsta e mai... trebuie turnat mai încet. Ups, gata, și a zburat și viermele. Ok, așa arată, îl vedeți aici, ia să vedem dacă... Vedeți, și nu luată pentru noi. Și pare foarte mare. Ia să vedem dacă... Acum mai alerg și viermele până prin carafă. Crezi că îmi trebuia un clește? Aha! Și ăsta este viermele din mescal. Și așa arată el, e moale, că e imbibat de alcool și e viermele lui scorpion. Aha, este mult mai imbibat decât vodka și are gust de mescal. Dragii mei, cam ăsta a fost clipul de astăzi cu chestii ciudate. Vă invit să-mi spuneți care a fost preferata voastră și dacă ați mâncat vreuna dintre insectele pe care le-am prezentat noi astăzi. Lăcuste, greieri, viermișori de făină sau ciorfii ăștia, orice altceva, scorpion, avem de toate. Dacă mai aveți sugestii despre chestii ciudate pe care ați vrea să mă vedeți mâncându-le, vă invit să-mi scrieți în comentarii și vă invit, bineînțeles, să mă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook, pe canal de YouTube și pe Instagram. Gătește ușor! Pa, pa!